Asta se întâmplă când se fac improvizații la instalație electrică și când hornurile nu sunt curățate. Cu toții trebuie să avem mare grijă, o astfel de incendii pot fi provocate dacă instalația electrică este improvizată și dacă coșurile de fum nu sunt curățate. Este un incendiu în cavnic care este a doua oră pornit din cauza instalației electrice a hornului de fum. Așadar, cu toții trebuie să fim atenți la coșurile de fum și la instalația electrică în această perioadă. Nu este plăcut ceea ce vedem cu toții acum, dar poate că este bine să conștientizăm cu toții ce se poate întâmpla dacă nu suntem atenți acum, în perioada când vine frigul. Nu, sunt oprite gazul toate. Casă nouă construită, o casă frumoasă, dar care din păcate a avut o instalație electrică neconformă și care are anumite improvizații la instalația electrică și când facem astfel de lucru, aici ajungem. Eu această postare am pus-o în direct pentru a putea conștientiza cetățenii ce se poate întâmpla în momentul când nu suntem atenți și când nu respectăm normele prevăzute de lege. Ar fi luat pregătit apă din vale, dacă se lăsă. Totuși e pregătit din hidrant, urgent. Uite cum arde, ca și o torță. E vântul și instalațiile. Am zis să urce sus cumva. Gata, să nu zice. Încă o dată doresc să conștientizăm toți cetățenii orașului Cavnic și pe toată lumea ce ne privește că vine perioada de iarnă și dacă coșurile de fum nu vor fi verificate și instalații electrice vor fi supra-solicitate sau vor fi făcute improvizații, putem să ajungem la astfel de lucruri care nu sunt plăcute. Este un incendiu care de două ori s-a aprins astăzi și motivul este improvizații la instalația electrică din ceea ce ni s-a comunicat
Și acest lucru se întâmplă în momentul când nu respectăm normele solicitate. Mai mult, nu există nici asigurare conform legii și când nu se întâmplă astfel de lucru, aici se ajunge. Este păcat, dar este foarte important, pot că să conștientizăm populația atunci când este momentul, ca fiecare să vadă pe viu. Ca tare, cred că toată lumea trebuie să înțeleagă, să respecte norme și să respectăm, pentru că dacă nu ne trezim cu astfel de probleme. Și suflatul tuturor la sandu, și la intra, o zonă, la acolo, și la aici.